fie Domnul! Amin. Mărit să fie Domnul! Amin. În Noul Ierusalim, vrem să ajungem prin Harul Domnului. După ce am auzit cântându-se despre Noul Ierusalim, urmează să auzim ce trebuie să facem ca să ajungem acolo. Textul pentru seara aceasta de evangelizare îl citim din Sfânta Evanghelie după Marcu, din capitolul 12, de la versetul 28 până la versetul 34. Pagina 978 în Biblia Traducerea Cornilescu. Evanghelia după Marcu, din capitolul 12, citim de la versetul 28. Unul din cărturari, care auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Isus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn Amin. și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis, bine învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El și că a iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate arderile, de tot, și decât toate jertfele. Isus a văzut ca răspuns cu pricepere și a zis: Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăsnea să-i mai pună întrebări. Amin! Vă rog să reocupați locurile. Mă bucur mult că Domnul mi-a ajutat să revin în Biserica Pentecostală Poarta Cerului din Timișoara. Mă bucur să vă revăd și mai ales mă bucur să fim împreună în locul acesta copiii ai Domnului din Timișoara, din Arad, din Chicago, din Huedin și din alte locuri probabil. Fie ca în seara aceasta, după cum până acum ne-am bucurat în prezența Domnului, să ne bucurăm și în continuare. Și înainte ca să transmit mesajul pe care l-am pe inimă pentru dumneavoastră, aș vrea să vă rog să primiți saluturile fraților și ale surorilor din Arad, din biserica pe care pentru o vreme o slujesc, o păstoresc, să primiți saluturile bisericilor pe care le-am cercetat în iarna aceasta, și apoi vă rog din suflet să primiți un salut pe care vreau să vi-l transmit fiecăruia dintre dumneavoastră din Sfânta Scriptură. 2 Petru, capitolul 1, versetul 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Înțelegem din cuvântul Sfânt. Căci cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea Domnului Isus înseamnă viața veșnică. Mântuitorul înainte ca să moară pe cruce s-a rugat spunând și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai cunoscut tu, pentru prieteni și frați, pentru tinerii crescuți în familiile pentecostale, și pentru toată suflarea prezentă la evangelizare în seara aceasta, vreau să spun, oferta Domnului pentru noi toți este viața veșnică. Domnul nostru spunea în Ioan 5 cu 24, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Primirea vieții veșnice, primirea mântuirii lui Dumnezeu, pentru cărturarul despre care am citit în seara aceasta, ar fi însemnat să intre în împărăția despre care Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit. Probabil că n-a făcut pasul acesta niciodată. Cărturarul acela de la Ierusalim care l-a întrebat pe Domnul care este cea din tâi, cea mai importantă dintre toate poruncile, a dat o vadă că știe, cunoaște Vechiul Testament și că poate face o evaluare corectă a lucrurilor. Dar pare să că niciodată n-a intrat în împărăție. Domnul i-a spus, nu ești departe de împărăție. Dar a fi aproape nu înseamnă a fi înăuntru. Și foarte mulți de-a lungul viacurilor au fost lângă împărăție. Au fost aproape de ea, dar n-au intrat niciodată. Și nu numai că nu le folosește nimic acelora care sunt lângă împărăție și nu intră. A zice mai mult, în ziua judecății vor fi mai vinovați. Și mai aspru pedepsiți decât aceia care au fost departe de împărăție și n-au auzit niciodată vestea bună cum au auzit în seara aceasta. Cărturarul era aproape de împărăție. El a știut care este cea mai mare poruncă. Vecul Testament are peste 600 de porunci. Dar omul acesta care a venit la Domnul Isus a spus corect. Cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul a spus, așa este. Și acest cărturar mai știa și știa bine că a iubi înseamnă mai mult decât a jertfi. A iubi pe Dumnezeu și a iubi oamenii înseamnă mai mult decât toate arderile de tot. Decât toate jertfele pe care cineva de pe pământ le-ar putea aduce. Și din textul acesta deducem că aproape de împărăția lui Dumnezeu este omul care știe, omul care cunoaște, omul care știe multe lucruri despre Dumnezeu și știe ce ar trebui să facă pentru a primi mântuirea. Dar înainte ca să vorbesc despre cei care sunt în afara împărăției și despre aceia care sunt în împărăție, foarte pe scurt, de fapt, ce este împărăția lui Dumnezeu? Ce este împărăția cerurilor? Împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerurilor e unul și același lucru. Vreau să vă spun că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție reală. Despre această împărăție, Dumnezeu a vorbit încă din vechime. Și putem găsi mai multe profeții în Vechiul Testament care vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Dar în seara aceasta vă aduc înainte, poate cea mai frumoasă și completă Descoperire despre această împărăție. Domnul i-a dat un vis în urmă cu 2600 de ani celui mai puternic om al momentului. E vorba de Nebucadnețar, conducătorul Imperiului Babilonian. Și în visul pe care el l-a avut, a văzut imperiile principale, împărățiile principale ale istoriei. Care vor avea legătură cu poporul Israel și cu biserica Domnului nostru Isus Hristos. Și în visul acela, el a văzut la un moment dat o piatră care s-a deslipit fără ajutorul unei mâini. Piatra a lovit picioarele acelui chip, care avea capul de aur, pieptul și brațele de argint, pântecele și copsele de aramă fluierele picioarelor de fier și picioarele parte de fier și parte de lut. Piatra pe care a văzut-o de Bucadnețar a devenit un munte mare și a umplut pământul. Dar piatra aceasta a lovit picioarele chipului și aurul, argintul, arama, fierul și lutul s-au sfărâmat. S-au făcut ca pleava vara în arie. A venit vântul și le-a spulberat și nu s-a mai văzut nici măcar urmă de ele. Și a venit omului Dumnezeu Daniel care a interpretat visul acesta și a spus Aurul reprezintă Imperiul Babilonian, Argintul Imperiul Medopersan, Arama Imperiul Grecilor sau Grecesc, Fierul Imperiul Roman, iar picioarele care sunt parte de fier și parte de lut, reprezintă Imperiul Roman reînviat. Și în această profeție, precizia este de 100%. Piatra n-a lovit nici aurul, nici argintul, nici arama, nici fierul, ci picioarele care erau fier și lut. Ceea ce înseamnă Că împărăția pe care o ridică Dumnezeu și care există de 2000 de ani, va lovi în cele din urmă Imperiul Roman reînviat. Și părerea mea că, literal, această descoperire, acest vis, se va împlini la venirea în putere și slavă a Domnului Isus pentru a întemeia împărăția de 1000 de ani pe pământ. Dar își spunea Dumnezeu. Prin această descoperire prin vizi și prin interpretare, că Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care va umple pământul. Împărăția aceasta nu va fi nimicită niciodată. Nu va trece sub stăpânirea altui popor. Împărăția aceasta va nimici celelalte împărății și va dăinui veșnic. Când Domnul Iisus Hristos stătea de vorbă cu cărturarul, împărăția exista deja. Într-o altă împrejurare, Mântuitorul a spus, din vremea lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala. Cei care dau năvală, pun mâna pe împărăție. Frați și prieteni dragi, după înțelegerea mea, această împărăție care umple pământul și umple veșniciile, crește în fiecare zi și cunoaște mai multe stadii de dezvoltare. La momentul acesta, împărăția la care vă chemăm este de ordin spiritual. Domnul Isus a spus, în Evanghelia după Luca la capitolul 17, că această împărăție nu izbește privirile. Nu se spune despre ea, uite aici sau uite acolo. Această împărăție întemeiată de Dumnezeu este în lăuntrul celor mântuiți. Cei mântuiți sunt în împărăție și împărăția este în ei. Pavel scria în Roman 14 cu 17. Împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci este neprionire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. La momentul acesta împărăția lui Dumnezeu e de ordin spiritual și este în sufletele celor mântuiți. În mileniu împărăția lui Dumnezeu va fi și de ordin spiritual și de ordin material. Biblia spune că pentru o mie de ani, Hristos Domnul împreună cu biserica, împreună cu martirii care vor fi omorâți în timpul necazului cel mare, va împărăți și va conduce destinele acestei planete pentru o mie de ani. Iar mai apoi spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, că după ce Domnul Iisus, care conduce într-un fel dumnezeiesc această împărăție, va nimici toate lucrurile, toți dușmanii săi, după ce va nimici vrășmașul din urmă care este moartea, va preda împărăția sa în mâinile Tatălui Ceresc. Și din momentul acela și pentru vecii vecilor, Dumnezeu va fi totul și în toți. Și acum, prietene, în seara aceasta te chemăm să intri în această împărăție. Aurul Babilonului a dispărut. Argintul împăratului în, în Imperiului Mediopersan nu mai este. Arama Imperiului Grecesc a dispărut și ea. Toate imperiile istoriei s-au ridicat și apoi s-au prăbușit. Există o singură împărăție care nu se clatină, care nu poate fi biruită, care nu va trece sub stăpânirea altui popor. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Împăratul acestei împărății este Isus Hristos. Biblia spune că Domnul Isus este împăratul împăraților. El este Domnul Domnilor, binecuvântat să-i fie numele. M-am uitat cu atenție în scripturi și am identificat trei poziții față de această împărăție, care spune încă o dată, este reală. Nu-i metaforă, nu-i ceva imaginar. Este o împărăție reală. Și există trei poziții în care oamenii de pretutindeni se pot găsi față de această împărăție. Prima poziție. Departe de împărăția lui Dumnezeu. Pavel scrie la Efeseni 2 cu 17. El, adică Domnul Isus a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Pavel vorbește despre neamuri și despre evrei. Departe erau neamurile, evreii erau aproape, dar nici unii, nici alții nu erau în împărăție. Cei din Efes, într-adevăr erau departe de împărăție, înainte ca Pavel să ajungă acolo cu vestea bună a Evangheliei. În fapte capitolul 19 citim că Efesul era o cetate idolatră. Se închinau înaintea zăiței Diana. Argintarul Dimitrie facea temple de argint pentru zeița Diana, în Efes de asemenea era practicată vrăjitoria. Când au văzut puterea lui Dumnezeu, Efesenii au ars cărți de vrăjitorie în, în valoare de 50.000 de arginți. Cei care practică vrăjitoria, cei care se închină la idoli, sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar Domnul a deschis ușa împărăției și pentru neamuri. Apostolii s-au minunat de faptul acesta. Petru a spus în casa lui Corneliu, văd într-adevăr că Dumnezeu este, nu este părtinitor și că oricine lucrează neprihănirea din orice neam e primit de Dumnezeu. Departe erau neamurile, Aproape erau evrei pentru că evreii știau și l-au văzut pe Domnul Isus Hristos. Dar Domnul a adus vestea bună a păcii și celor care erau departe. Pentru prima dată în fapte 10 s-a deschis ușa Harului, ușa împărăției pentru neamuri. Și apoi dacă vă veți uita în cartea faptele apostolilor, Veți observa că în călătoriile misionare pe care le-a făcut, Apostolul Pavel și însoțitorii lui au dus vestea buna Evangheliei în întreg Imperiu Roman. Și foarte mulți au intrat în împărăția lui Dumnezeu. Au crescut în Domnul Isus. Au primit mântuirea și au intrat în această împărăție. Și de atunci și până astăzi, împărăția a continuat să crească. Pe Areopagul din Atena, Apostolul Pavel le-a spus și evreilor care l-ascultau, dar mai ales grecilor care erau acolo. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinteni să se pocăiască. Câțiva s-au pocăit la Atena. Cei mai mulți nu s-au pocăit. Dionisia are opagitul, Damaris și alții au intrat în împărăție. Cei mai mulți au respins chemarea lui Dumnezeu. Și astăzi, după 20 de viacuri, există foarte mulți care sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Și mă refer la, mai ales la ceea care locuiesc în țări necreștine, în țări islamice, în țări budiste, în țări ateiste, arabii, cei din Corea de Nord, cei din China, cei din India și alții care locuiesc în țări necreștine sunt departe de împărăție. Dar Domnul l-a făcut ca în aceste vremuri, în mod deosebit începând cu secolul al XIX-lea, să se dezvolte foarte mult misionarismul mondial. Și oamenii lui Dumnezeu s-au dus cu flacăra Evangheliei pe toate meridianele globului pământesc. Mântuirea este pentru toate popoarele. Hristos a murit pe cruce pentru toți oamenii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Că l-a dat pe singurul său fiu. Ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În seara aceasta eu nu mă ocup de cei care sunt departe. Sunt misionari care își lasă familiile și casele și se duc. Îi apreciez mult și ar trebui să ne rugăm mai mult pentru ei. Mulți își riscă viața. Și o fac de dragul Domnului Isus Hristos. Pentru ca împărăția aceasta să se lărgească și venirea Domnului să se apropie. În seara aceasta eu mă ocup în mod deosebit de aceia care sunt lângă împărăție. De aceia care sunt aproape de împărăție, dar nu sunt în ea. Absolut, toți care sunteți aici. Sunteți cel puțin lângă împărăția lui Dumnezeu. O parte dintre noi suntem în împărăție. Iar o parte sunt lângă împărăție. Cărturarul cunoștea scripturile și știa ce este de făcut. Cine cunoaște și știe ce trebuie să facă este lângă împărăție. Iar acela care se decide să facă, intră în împărăție. Fără îndoială, Israel, după trup din vremea Domnului Isus, era aproape de împărăție. Domnul a spus, a venit la ei săi, dar ai săi nu l-au primit. Și știți că evreii nu l-au primit. L-au dat la moarte. Așteptau ca el să scuture jugul roman, să redea independența iudeii și să facă țara lor o țară prosperă în lumea de atunci. Dar Isus n-a venit pentru o împărăție care izbește privirile. El a venit să întemeieze împărăția aceasta spirituală care crește și umple pământul. Împărăția aceasta veșnică. Îmbrăția care nu va fi biruită niciodată. Frați și prieteni dragi, nu-i totuna să fii înăuntru sau să fii lângă. Vă aduc aminte de un tablou din Vechiul Testament. După aproximativ două săptămâni, poporul lui Dumnezeu a ajuns la granița de sud a Canaanului. Stătuseră aproape un an pe Muntele Sinai. Au plecat de acolo sub conducerea lui Moise și foarte repede au ajuns la granița de sud. Puteau încă câteva zile să înceapă cucerirea țării, dar descurajați de cele zece iscoade care au înmuiat inimile poporului, au hotărât să nu facă ce le-a spus Dumnezeu. Au fost lângă țara despre care Domnul și ei au spus, curge-ne-a laptele și mierea. Bogățiile sunt extraordinare, dar datorită fricii n-au intrat în ea. Au privegit și au rătăgit 40 de ani prin pustie. Și cei care aveau rămân și erau responsabili în momentul acela, au murit în timpul călătoriei prin pustie și n-au intrat în țara pe care au visat-o ani de zile. Nu-i totuna să fii lângă sau să intre în împărăție. Trei, patru ani în urmă, a fost la evanghelizare la Ermata în județul Arat. După serviciul de la biserică, ne-am dus într-o familie și am servit masa. Și parcă, așa cum îl aud pe capul acelei familii l-am întrebat, frate, ce faci, cum ești? Bine, frate, dar sunt și eu necășit pentru ceva ce s-a întâmplat în satul nostru în zilele acestea. Ce s-a întâmplat, l-am întrebat, frate? Era o femeie de aici, de la noi, din sat, atât de deschisă cu noi, cu pocăiții. Ori de câte ori unul dintre noi treceam pe lângă ea, o salutam, răspundea la salut și fără să o întrebăm, ea spunea, să nu mă lase Dumnezeu să mor Nebotezată. Și fratele era trist pentru că zilele trecute avusese loc în mormântarea ei. A murit așa dintr-o dată. Și nu s-a botezat. Era lângă împărăție. Știa ce ar trebui să facă. Într-un fel își dorea să facă lucrul acesta. Dar a tot amânat, așa cum poate amâi și tu, decizia capitală a vieții tale, hotărârea de a-L urma pe Domnul și moartea a venit pe neașteptate. A părăsit scena acestei lumi și a plecat dincolo, fără să împlinească porunca Domnului Isus Hristos, fără să inte în împărăția lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că celor care au fost lângă împărăție le va fi cel mai greu atunci când va veni Domnul nostru Isus Hristos. În Evanghelia după Luca, la capitolul 13, citim cuvintele Mântuitorului. Odată ce stăpânul casei se va ridica și va încuia ușa, cei rămași afară vor bate disperați la ușa care nu li se va mai deschide. Dinăuntru, Domnul le va spune, ați lucrat fără de legea. Iar ei vor zice, am mâncat și am băut în prezența ta. În fața ta, în fața noastră, ai învățat noroadele. Și Domnul le va spune, nu vă cunosc pentru că ați lucrat fără de legea. Am mâncat și am băut. Împreună, în seara aceasta, aici, în locul acesta binecuvântat, cântările pe care le-am ascultat și pe care le-am și cântat la un moment dat, au înălțat sufletele noastre. V-am văzut pe mulți pătrunși de mesajele cântărilor. Am văzut obraji răzdați de lacrimi. Poate spune cineva că Domnul nu este aici? E cineva care nu l-a simțit în seara aceasta? Dacă nu intri în împărăție, ești aproape de împărăție, știi ce trebuie să faci. Trebuie să-l primești pe Domnul Isus ca mântuitor. Trebuie să te pocăiești de păcatele tale. Trebuie să împlinești porunca botezului. Trebuie să pornești pe calea îngustă care duce la cer. Pentru că cel ce vine, va veni. Domnul este aproape, dar ușa încă este deschisă. Mulți au încercat să închidă ușa. De la început și până astăzi. Dar Domnul a spus în Apocalipsa că ce El deschide, nimeni nu poate închide. Ce El închide, nimeni nu poate deschide. Ușa harului. Ușa împărăției, ușa cerului este deschisă în seara aceasta. Tu ești lângă împărăție. Intră în ea. Intră în ea prin credință. Pentru că greu le va fi acelora care au fost lângă împărăție și nu s-au pocăit cu adevărat niciodată. În predica de pe munte, Mântuitorul spunea, Că atunci când se va încuia ușa, unii vor spune, noi am prorocit în numele tău, am scos dracii în numele tău, am făcut minuni în numele tău și totul vor rămâne afară pentru că au lucrat fără de legea. Dar în seara aceasta, dragii mei, vestea bună este că ușa împărăției este deschisă. Împărăția este una reală și crește în fiecare zi. Dacă tu te vei hotărâ să intri în ea, împărăția aceasta va fi și mai mare. Despre împărăția lui Dumnezeu, i-a vorbit Domnul Iisus Hristos lui Nicodim într-o noapte și a spus în Ioan 3 cu 3, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și apoi în versetul al cincilea, dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Se intre în împărăția lui Dumnezeu prin nașterea din nou. Nașterea din nou e o lucrare supranaturală. O face Dumnezeu prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt. Nașterea din nou este o naștere de sus. Este o naștere din Dumnezeu. În urma nașterii naturale ai devenit cetățean al României și apoi, poate, ai obținut și altă cetățenie. De altfel, toți am obținut și cetățenia europeană. De când România este parte a Uniunii Europene. Poate sunteți aici care aveți și cetățenii americană și aveți, sunt precis, cel puțin oaspeții de la Chicago. Toate cetățeniile pământești sunt bune. Dar Marele Apostol Pavel, în scrisoarea că de Filipeni, nu s-a lăudat nici cu cetățenia Tarsului pe care o avea, nici cu cetățenia romană. Și a spus: Cetățenia noastră este în cer. De unde îl așteptăm pe Domnul nostru Isus Hristos? Să schimbe trupurile noastre smerite și să le facă asemenea trupului slavei sale. Prin nașterea din nou, omul poate să intre în această împărăție. Și ați înțeles ca treia poziție este în împărăție, departe de împărăție, aproape de împărăție și în împărăție. În împărăție sunt oamenii născuți din nou. Sunt oamenii care fac voia lui Dumnezeu. Sunt oamenii care împlinesc scripturile. În împărăția lui Dumnezeu sunt oamenii care se lasă conduși de împăratul împărăției. Și împăratul acestei împărății este Domnul nostru Isus Hristos. Am cunoscut mulți oameni de-a lungul timpului care au decis să intre în împărăție. Și am observat un lucru. Oamenii care au cunoscut și au știut despre împărăție, dacă au amânat foarte mult, întoarcerea rolul la Dumnezeu, au făcut un lucru rău și pentru faptul că au fost neliniștiți în toată perioada aceasta. Am avut în bisericile noastre tineri, care ajuns la o anumită vârstă, n-au încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă, ci au hotărât să meargă în lume. Unii în regimul comunist, gândindu-se că urmează școli înalte și vor fi cineva în societate. Și am cunoscut persoane de felul acesta. Câteva cuvinte despre două dintre ele. În 1995, am botezat la noi în biserică, între alții, un bărbat și o femeie, soț și soție. El era atunci. Maior într-un serviciu special, mai apoi a devenit colonel. Soția lui, atunci, era șef de serviciu la Banca Națională. Și vă spun sincer, când într-o seară, la o lecție de catecheză, cineva mi-a spus unde lucrează acel bărbat, m-am cutremurat într-un fel, pentru că trecusere, nu trecuseră decât 5 ani de la Revoluție. Și parcă nu era cum este acum. I-am oprit chiar în seara aceea. Și l-am întrebat pe fratele, e adevărat că lucrați acolo? Și a spus, da, e adevărat. Și ce am spus? Eu v-aș putea boteza într-o altă biserică de parte de Arad. Călătoresc foarte mult. Vă botez acolo ca să nu fie mare zarvă aici și vă înscriu ca membru în biserica noastră. Sau dacă vreți, v-aș putea boteza chiar acasă. Și ce mi-a spus omul? n-am săluit niciodată. Ori ar fi prețul pe care ar trebui să-l plătesc, dacă a doua zi după botez aș fi dat afară din serviciu, tot vreau să încheie legământul cu Domnul prin botez în biserica în care am căpătat pacea, în care am primit mântuirea și am intrat în Împărăția Lui Dumnezeu. Și m-a uimit ce mi-a spus. Când a fost mic, am fost dus la binecuvântare. Pentru că mama se convertise la pentecostal. Tatăl lui nu. Și mama l-a dus la binecuvântare. Eu n-am ales calea aceasta mântuirii. Dar mi-a spus acest om cu pregătire post-universitară, post toată viața mea am fost neliniștit în suflet. Știam ce ar trebui să fac și n-am făcut. Am avut bani, am avut putere, dar n-am făcut pasul acesta. Era lângă împărăție, dar pentru niște privilegii, pentru o anumită poziție în lumea aceasta, a amânat întoarcerea lui la Dumnezeu și a mărturisit clar și deschis. Am fost neliniștit toți anii aceștia. În sfârșit, mi-am găsit liniștea și pacea. Oricare ar fi prețul pe care ar trebui să-l plătesc, vreau să primesc botezul în această biserică, că și-l a primit. Și după câteva luni, Domnul l-a și vindecat de o boală care l-a chinuit mult în ultimii ani. Ești lângă împărăția lui Dumnezeu. Vei constata că am dreptate în ceea ce spun. Dacă în seara aceasta nu te decizi să intri în împărăție, mesajul acestei serii te va urmări mereu. Și nu vreau să te ameninți, dar s-ar putea să te acuze și în ziua judecății. Pentru că în seara aceasta ți-am pus înainte oferta pe care ți-o face Domnul, împărăția lui Dumnezeu. Ușa este deschisă, împăratul te cheamă, eu te chem din partea lui nu ești departe de împărăție, ești lângă împărăție, știi ce trebuie să faci. Decide-te și îl primește pe Domnul Isus ca mântuitor și intă în această împărăție care nu va fi nimicită niciodată. În anul 2000 a fost la evangelizare la Sighetul Marmației și am dormit peste noapte în casa celui mai bun chirurg de acolo. L-am cunoscut cu ocazia aceea. A doua zi dimineața, înainte ca să plec la Rad, să mă întorc la Rad, mi-a arătat biblioteca pe care o are. Și am văzut extraordinar de multe cărți. Multe, multe de tot. Și nu numai de medicină, și de filozofie, și de religie. Și ascultă ce mi-a spus acest ilustru medic, care acum are bine peste 70 de ani. Și el s-a născut într-o familie de credincioși, în județul Arad chiar. Dar când a mers la liceu, a abandonat biserica, nu s-a botezat, s-a făcut doctor, a avut succes, a câștigat foarte mulți bani și toată viața a căutat și a recunoscut că a fost neliniștit. A zice că era, a fost lângă împărăție toată viața, dar n-a fost în împărăție. Dar după anii 90 a luat hotărârea să intre în împărăție, să-L primească pe Domnul nostru Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Nu știu care sunt piedicile care nu te lasă să intri în împărăție. Nu știu care sunt motivele pe care le-ai putea invoca. Eu spun în seara aceasta să dai orice piedică la o parte. Domnul te cheamă din zilele lui Ioan Botezătorul și până astăzi. Cine dă la pune mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Serile de evangelizare sunt seri în care prietenii sunt chemați să dea vala și să pună mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Încă mai este har. Încă ușa este deschisă. Încă se fac evanghelizări. Încă păcătoșii sunt chemați la Domnul să primească iertarea. Și sfatul meu este ca în seara aceasta să dai orice piedică la o parte. Anul trecut, la sfârșitul lui aprilie. Am fost la un botez în apă într-o biserică de pe Valea Jiului și a fost o atmosferă deosebită. După terminarea slujbei, eu am pornit înspre Arad și eram undeva pe Valea Mureșului când păstorul bisericii m-a sunat să mă întrebe cum e călătoria, unde am ajuns. I-am spus unde sunt. Și fratele îmi spune, vreau să vă dau o veste bună. V-ați uitat cu atenție la cei care au filmat botezul, i-a spus, frate, am văzut că au fost mai mulți cu camere de luat vederi, am văzut că mai mulți au filmat slujba. L-ați remarcat cumva pe un tânăr de 32 de ani și a spus, într-adevăr l-am remarcat, dar ce cu el? Frate, acest tânăr e probabil cel mai apreciat meseriaș aici, în părțile noastre. E unul care filmează foarte bine. În sezonul nunților, toată lumea îl preferă pe el. De vreo două ori, spunea păstorul, a mai fost la noi în biserică și a filmat. Și odată a stat de vorbă cu mine și mi-a spus, aveți dreptate? Ce predicați, ce învățați, este corect, este după cuvântul lui Dumnezeu. Și știu că și eu ar trebui să fac lucrul acesta. Dar mă împiedică două lucruri. Și ascultați care erau. Omul a spus, în sezonul nunților, eu câștig foarte mulți bani, în fiecare sfârșit de săptămână câștig aproximativ 20 de milioane de lei. Și cred că dacă m-aș pocăi și m-aș boteza, aș pierde mulți bani. Și apoi părinții mei mi-au spus, dacă mergi pe calea aceasta și te botezi, noi te desmoștenim. Și nu vrem să mai știm de tine, nu vrem să te mai știm copilul nostru. Și fratele păstor m-a sunat și mi-a spus, acest tânăr, după slujba de astăzi, a venit la mine și a spus, frate păstor, vă rog să mă treceți primul pe lista pentru următorul botez. Chiar dacă pierd bani, chiar dacă m-ar desmoșteni părinții, îl aleg pe Domnul și vreau să intru în această împărăție. Vreau să devin un copil al lui Dumnezeu. Nu mai știu ce s-a întâmplat cu el. Dar în biserica noastră au fost amenințări de felul acesta, în diferite familii, dar să știți că părinții până la urmă s-au schimbat. Chiar anul decât înainte de botez, m-a sunat un tată în ziua de joi care îl chinuia și îl hărțuia efectiv pe băiatul lui care avea 24 de ani, totuși nu i 14 ani. M-a sunat și mi-a spus, domnule pastor, ar trebui să nu-l să se boteze. Păi cum să nu-l las? Câți ani are băiatul dumneavoastră? 24. Păi nu-i responsabil, nu decide el pentru el? Ba da, dar și-a început să spun o mulțime de lucruri. Și-am fixat o întâlnire cu el pentru a doua zi. Întâlnire la care n-a mai venit. Iar Ionuț, că acesta este numele lui, mi-a spus, frate, dacă nu mă închide în casă tata și pot veni, voi veni la botez. Iar dacă nu, poate data viitoare. A reușit să vină. Între timp, părinții s-au schimbat foarte, foarte mult. Dar diavolul, care ar vrea să-i țină pe oameni lângă împărăție toată viața, Face tot ce este în putință să nu-i lase pe oameni să intre în împărăție. În momentul în care omul intră în împărăție, el iese din imperiul întunericului. Intră sub stăpânirea Domnului Isus Hristos. Pentru că în lumea spirituală există două împărății. Împărăția Domnului Isus și împărăția vrășmașului. Împărăția luminii și împărăția întunericului cine este departe de împărăție și cine este lângă împărăție, îmi pare rău, dar trebuie să spun, este în împărăția Întunericului. Dar seara aceasta este o seară de evangelizare. În seara aceasta noi transmitem vestea aceasta bună. Facem chemarea și ne adesăm tuturor inimilor prezente. În mod deosebit, a celor care sunt lângă împărăție. Nu mai rămâne afară. Nu mai rămâne lângă împărăție. Iată, eu stau la ușă și bat, spune Domnul Isus. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Dacă vrei să intri în împărăție în seara aceasta, se poate. Domnul te primește. Domnul întinde înspre tine mâna de salvare. Și am vrea să te ajutăm și noi în momentele următoare. Știu, decizia nu este deloc ușoară. E o luptă pe viață și pe moarte în multe inimi, chiar în aceste clipe. Și a fost și seară și va fi și mâine seară și poi mâine seară. Pentru că Domnul vrea să câștige sufletele pentru el, iar vrășmașul nu vrea să le piardă, iar noi care suntem deja în împărăție, luptăm și lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Avem datoria să ne implicăm în această luptă și rugăciunea este o armă eficientă și -am vrea să ne rugăm pentru prietenii din seara aceasta. Ar vrea să ne rugăm pentru aceia care sunt lângă împărăție și ar vrea să intre, dar se tem. Unii poate ar vrea să intre, dar spun altă dată. Dar cuvântul Domnului spune că astăzi este ziua mântuirii. Decide-te să intri în împărăția lui Dumnezeu. Noi ne vom ruga pentru tine. Și în rugăciunea pe care o vom face împreună. Să ne rugăm și pentru cei care sunt în împărăție. Biblia spune că trebuie să ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu cutremur. Prin credință am intrat în, împăr în împărăție. Suntem parte din Biserica Domnului Isus Hristos. Dar nu cumva datorită nevegherii să pierdem mântuirea. Nu cumva datorită păcatului să pierdem dreptul de întâi născut. Suntem în împărăția care nu va fi biruită niciodată, dragii mei. În împărăția care este veșnică. Să-i cerem Domnului să ne dea puterea de care avem nevoie. Să rămânem în împărăție. Și să ne rugăm pentru cei de lângă împărăție care sunt aici. Să-i ajute Domnul să ia hotărârea să intre în această împărăție prin credință prin pocăință și prin nașterea din nou. Amin. Ridicați pe picioare înaintea Domnului, să ne rugăm împreună din toată inima și în mod special, dragii mei, să ne rugăm pentru aceia care sunt lângă împărăție, nu sunt departe, sunt lângă împărăție, Domnul să întindă înspre ei o mână de salvare și să-i ajute să intre în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Să ne rugăm cu toții. Amin. Din toată inima, Părinte Ceresc, îți mulțumim că în seara aceasta ai fost cu noi. Mulțumim că ai fost între noi și ne-ai binecuvântat. Mulțumim pentru clipele de har pe care le-am petrecut împreună. Mulțumim că prin razele Duhului Tău ai încălzit inimile noastre. Mulțumim pentru bucuria pe care am primit-o din partea Ta. Mulțumim pentru cântări și pentru cuvânt. Mulțumim pentru frați și pentru prieteni. Mulțumim, Doamne, că ai umplut de slavă locul acesta. Și acum, în final, ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și împreună cu Salmistul spune, nu nouă, Doamne, nu nouă, numelui Tău de slavă, da. pentru bunătatea Ta și pentru credincioșia Ta, dacă am avea mii de buze și mii de limbi, n-am fi în stare să-ți mulțumim, Doamne pentru ce ai făcut pentru noi pe crucea de la Golgota. Mulțumim pentru împărăția pe care ai întemeiat-o. Mulțumim că noi știm despre această împărăție. Și acum, în mod deosebit, te rog, Doamne, pe cei care sunt lângă împărăție, cercetează în continuare. Dacă n-au luat hotărârea să intre în împărăție, Vorbește-le, Doamne, Tu vorbești când într-un fel, când într-altul. Ajută-le să ia seama, Doamne, să se întoarcă la tine cu pocăință, să experimenteze nașterea din nou și să devină fii ai împărăției, Doamne, care nu va fi nimicită niciodată. Doamne, Tată, iar pe noi care suntem în împărăție. Ajută-ne să lucrăm pentru ea, pentru lărgirea acestei împărății, pentru ca venirea ta să se apropie. Și te mai rog, Domnul meu, să ai în vedere toate cauzele bisericii, toate cauzele poporului scrise pe biletele care au venit la învon în seara aceasta. Doamne, ca rob al tău, le țin înaintea ta. Doamne, Tu cunoști toate cauzele și cunoști toate persoanele. Pentru cei bolnavi cer de la Tine vindecare. Tu ești medicul cel mare. Dacă vei spune, spune un singur cuvânt. Bolnavii se vor vindeca, Doamne. Zi un cuvânt de vindecare în seara aceasta, Doamne. Schimbă în tristarea, în bucurie, în multe case, Doamne te rog și pentru probleme de alt din Doamne. Sunt atâtea necazuri în poporul Tău, sunt atâtea necazuri între oameni, dar Tu, Doamne, ai soluție pentru fiecare problemă. Tu ai răspunsuri la toate întrebările, Tu ești tot puternic și ești binevoitor față de noi, Doamne. Tu ai spus să te chemăm în ziua necazului, ai promis că ne vei asculta ne vei izbăvi și apoi noi te vom proslăvi. Izbăvește, Doamne, vindecă, Doamne, ridică-i pe cei căzuți, Dumnezeule, schimbă întristarea în bucurie. Și vă, Doamne, ca mult să te laude și să te slăbească pentru modul dumnezeiesc în care tu lucrezi. Binecuvântia să te rog biserica aceasta în continuare. Binecuvântează-i slujitorii Binecuvântează toți membrii acestei adunări Binecuvântează mielușei, oițele și oile Păstorește biserica poarta cerului Binecuvântează toți copiii tăi din Timișoara Binecuvântează credincioșii tăi din România Și din lumea întreagă, Doamne ajută-ne să strângem rândurile, să lucrăm pentru lărgirea împărăției, numărul de plin al mântuiților dintre neamuri, să se împlinească în curând, Doamne, pentru ca să fie posibilă venirea Ta. Iar atunci când Tu vei veni, atunci când vei veni după mireasa Ta, după biserica Ta, Doamne, Ajută-ne, Doamne, să facem parte din ea, să fim luați prin puterea Duhului Sfânt, să ne ducem în cer și pentru vecii vecilor să fim împreună cu Domnul nostru. Amin. Amin.